Manifestarea a reunit elevi de la Colegiul Economic și de la Grupul Școlar Sanitar Antimi Vireanu din Râmnicu Vâlcea, dar și seniori ca Grigore Răban, președinte al Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Vâlcea, profesorul Gheorghe Dumitrașcu, învățătoarea Anastasia Stroescu și mulți alții. Biblioteca Județeană Antimi Vireanu, împreună cu Clubul Pensionarilor, au încheiat un proiect de parteneriat, iar astăzi se continuă activitățile în cadrul acestui proiect. Am schimbat locația. Lunile trecute am mers la Clubul Pensionarilor, iar astăzi am solicitat ca întâlnirea noastră să se desfășoare la Biblioteca Județeană pentru a cunoaște mai bine serviciile pe care biblioteca noastră le oferă, pentru a putea să mergeți la secțiile de împrumut să luați cărți acasă, la sala de periodice să răsfăiți un ziar sau o revistă, să mergeți la sala de internet, la secția de limbi străine sau să veniți la sala de lectură să consultați o carte, o enciclopedie, un album. Astăzi este un dialog interactiv între cei vârstnici și două clase de elevi de la liceele Antimi Vireanu și Colegiul Economic. Activitatea noastră se va desfășura sub forma unui dialog interactiv între acești elevi deosebiți. Ora de dirigenție, ei și-o vor petrece astăzi aici, în mijlocul celor vârstnici, pentru a învăța din experiența dumnealor, pentru a-și alege și modele, pentru a-i cunoaște și a-și forma idealul de viață. În numele meu și al tuturor colegilor mei de la Colegiul Economic, aș vrea să vă mulțumim pentru toate cuvintele frumoase pe care ni le-ați adresat. Sperăm că nu o să vă dezamăgim așteptările și vă vom lua în considerare toate sfaturile.